Nu doar angajații Romsilva s-au apucat să taie brazi, polițiștii din Bistrița în Săud au prins aseară un bărbat care transporta fără acte peste 100 de brazi. Iar oamenii legii din Dâmbovița au tras pe dreapta o mașină încărcată cu 2000 de coronițe de brad, care ar fi trebuit să ajungă în piețele din capitală. Marfa de contrabandă a fost confiscată. Peste 2000 de coronițe au găsit aseară polițiștii dâmbovițeni într-o dubă la un control de rutină. A fost identificat o auto utilitară condusă de un bărbat din comuna Moroeni, care transporta cetină din material lemnos transformat în tradiționalele coronițe de Crăciun și pentru care nu a putut prezenta documente de proveniență. Proprietarul spera să obțină peste 21.000 de lei pe marfă, numai că oamenii legii i-au dat planurile peste cap. Avea acte pe ea? Da. Și atunci de ce v-au chemat la poliție? Pentru că nu aveam bunul la noi, l-am uitat acasă. Are nevoie de bun? Da. N-a fost singurul comerciant care a ieșit în pierdere după ce a dat ochii cu polițiștii. Pe o șosea din Bistrița Năsăud, oamenii legii au tras pe dreapta un autovehicul încărcat cu brazi. A fost depistată o dubiță încărcată cu aproximativ 100 de brazi pentru Crăciun, care erau destinații comercializării ilegale, deoarece nu aveau acele semne distinctive, nu aveau cei în cauză nici documentele legale pentru a putea transporta și a comercializa acești brazi. Unde provin? Din pădure. La mine. Din pădurea dumneavoastră? Da, exact. Deci dumneavoastră dețineți pădure? Da. Nu eu personal, tata mea. Tatăl dumneavoastră. Marfa confiscată aseară va fi comercializată de angajații ocolului Silvic. Prețul brazilor din confiscări variază între 35 și 60 de lei, în funcție de înălțimea lor. Ce de acum, ce înălțimea meu? Toți sunt peste 1,20 m, 2 m, o să fie în jur la 40 de lei.